O nouă zi plină de emoții pentru candidații Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cetățenii din Baia de Aramă își doresc ca Partidul Social Democrat să câștige alegerile pentru a pune capăt cele mai dezastruoase guvernări din ultimii 30 de ani. Locuitorii orașului Baia de Aramă sunt alături de candidații Partidului Social Democrat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Cetățenii sunt mulțumiți de guvernările PSD și își doresc ca aceștia să revină la Palatul Victoria după alegerile din 6 decembrie. Candidatul PSD Liviu Mazilu pentru funcția de senator în Parlamentul României a venit în fața oamenilor cu soluții concrete pe care socialdemocrații le-au pregătit pentru perioada 2021-2024. Am fost în orașul Baia de Aramă, unde ne-am bucurat de o primire călduroasă din partea locuitorilor. Ca și până acum, ei sunt atașați de Partidul Social Democrat pentru măsurile pe care acesta le-a luat în privința îmbunătățirii traiului oamenilor. În piață, lucrurile au fost destul de complicate, oamenii sunt îngrijorați de ultimele vești că este posibil să închidă piețele. Le-am transmis un mesaj foarte simplu și foarte clar. Noi susținem promovarea produselor românești, ne opunem închiderii piețelor, ne opunem vehement ca românii să mănânce doar produse din străinătate, să fie favorizate supermarketurile, în schimb populația românească, agricultorii, fermierii noștri, să nu aibă unde să-și vândă agoniseala munca lor din tot acest an. Prin urmare, oamenii sunt extrem de interesați de viitoarele alegeri. Și eu sunt absolut convins că vor sancționa cu convingere Partidul Național Liberal și pe cei care astăzi au o atitudine profund antiromânească. Au primit cu entuziasm echipa PSD Mehedinți și cu multă speranță că lucrurile se vor îmbunătăți din 6 decembrie, iar la conducerea Guvernului României vor veni oameni profesioniști capabili să salveze România. Mergeți la vot pe data de 6 decembrie? Da, mergem! Da, de ce să nu mergem? Mergem, că am fost la toate voturile. Venim, mamă, cu toată plăcerea și dragostea să iese PSD-ul. Că vorba lui să nu ne taie și nouă pensiile, să le primim, să putem să dăm și noi recolta ca fiecare țăran. Așa? Și să ne îmbunătățim și nouă traiul din toate punctele de vedere. Ce părere aveți despre guvernul Orban? Tot timpul spune că n-are. Oare nu avea? Dar pentru dânșii au. Nu zice nimeni să nu ia, că te duci la caramidă, mergi cu o caramidă acasă. Dar nu dumneatale salariile de nu știu cât și tai tot la ăla care are 12.000 de lei. Îți merge la vot pe data de 6 decembrie? Merg. Ce părere aveți de guvernul Orban? Cam rău. După ce guvernul PNL și-a dovedit incompetența și doar într-un an de zile au reușit să pună pe butuci România, mehedințenii și-au dat seama de profesionalismul și implicarea liberalilor, dorindu-și ca pe 6 decembrie să producă schimbarea de care țara noastră are nevoie.